acceptă lucrarea din zilele de pe urma lui Dumnezeu Atotputernic, întâmpinând bucuroasă întoarcerea Domnului. Soțul ei, înșelat de minciunile Partidului Comunist, îi oprimă și îi blochează credința. Partidul nu permite religia. Dacă vei fi arestată, familia noastră va fi distrusă. O agresează și o rănește, o amenință cu divorțul și chiar amenință că o dă afară din casă. Dacă insist să-ți păstrezi credința, pleacă din casa asta! Reprimată într-una de soți, cum se bazează ea pe Dumnezeu pentru a trece prin asta? Pentru a afla, să urmărim mărturia video cine a provocat distrugerea familiei noastre. Soțul meu și cu mine am crescut în același sat și am crezut de mici în Domnul Isus, alături de părinții noștri. După ce ne-am căsătorit, eu am deschis o clinică medicală, iar el a lucrat ca reporter TV. Aveam doi copii adorabili și o viață familială fericită. Spre sfârșitul lui 2008, eu și soacra mea am acceptat lucrarea lui Dumnezeu, tot puternic. Soțul meu nu, era ocupat în cariera lui, dar mi-a susținut credința. Uh -huh. Citind cuvintele lui Dumnezeu, tot puternic am aflat că Mântuitorul a venit printre noi și de aproape 20 de ani exprima adevăruri pentru a ne mântui. Lucrarea lui Dumnezeu e gata să se încheie și asta e unica noastră șansă de a fi mântuiți. Este o ocazie neprețuită care trece repede. Aș regreta pe vecie dacă aș pierde-o. așa -i. Deci, ca să îmi practic credința și să-mi iau o datorie, am închis clinica pentru a răspândi Evanghelia. Mm. În 2010, pentru suprimarea credințelor religioase, PCC s-a folosit de televiziune, radio și alte media ca să discrediteze Biserica lui Dumnezeu Atotputernic. Au arestat și persecutat creștini. Temându-se că îl voi implica, soțul meu s-a pus în calea credinței mele. Oh. Într-o zi, mi-a spus: Partidul nu permite religia și zice că credincioșii își abandonează familiile, renunță la credință. Dacă vei fi arestată pentru ea, familia noastră va fi distrusă. Noi totuna dacă mergem la biserică la fel ca înainte? I-am spus, în toți anii mei de credință mi-am abandonat familia? Toate astea sunt minciuni ca să oprime biserica lui Dumnezeu, tot puternic. Da. Cum poți crede minciunile lor? Mm -hmm. Dumnezeu s-a întors și face o lucrare nouă. Oamenii care se duc tot la vechile biserici. Nu vor câștiga adevărul, chiar dacă urmăresc până la sfârșit. Sunt sigură că Dumnezeu atât puternic e Domnul Isus întors și eu urmez pașii Lui Dumnezeu. Nu voi renunța la adevărata cale. Uh -huh. Văzând cât de hotărâtă eram, m-a avertizat. În orice caz, n-ai voie să-ți păstrezi credința și nici să te duci la adunări. Apoi, n-am putut decât să mă ascund în bucătărie să citesc cuvintele Lui Dumnezeu și să răspândesc Evanghelia fără ca el să știe. Într-o seară din 2012, după o adunare, l-am văzut pe soțul meu șezând la intrarea de baralei de la parter. Când m-a văzut intrând, m-a țintuit la pământ cu un potop de lovituri cu picioarele și cu pumnii. M-am luptat din răsputeri să mă eliberez și am fugit sus, dar m-a ajuns din urmă, m-a izbit peste față și a zis plin de răutate, nu ai voie să te mai duci la adunări. Vedeam stele verzi și sângeram la colțurile gurii. Asta e chiar prea de tot. Da. Era prima dată când mă lovea. În peste 10 ani de căsnicie. Nu mi închipuisem că mă va bate așa de cumplit doar din cauza credinței mele. Mă simțeam destul de slabă și temătoare atunci. M-am gândit să nu mă mai duc la adunări, și să nu mai fac o datorie un timp, în caz că mă bate din nou. Știam că nu eram în starea potrivită. M-am rugat repede lui Dumnezeu să-mi dea credință și putere. Mm. Apoi mi-am amintit cuvintele lui Dumnezeu. Să nu-ți fie frică de una și de alta poți să rămâi neclintit înaintea mea, indiferent de greutățile cu care te confrunți. Fără obstacole, ca voia mea să se poată face liber. Aceasta este datoria ta. Nu te teme. Cu sprijinul meu, cine ți-ar putea bloca vreodată drumul? Ține minte, nu uita. Tot ceea ce se întâmplă este prin buna mea intenție și este sub observația mea. Poți să-mi urmezi cuvântul în tot ce spui și faci? Când încercările de foc vor veni asupra ta, vei îngenunchea și vei striga sau vei tremura neputând înainta? Amin. Amin. Da, absolut totul e în mâinile lui Dumnezeu. Fără îngăduința lui Dumnezeu, soțul nu-mi putea face nimic. Dumnezeu îngăduise să mi se întâmple asta în ziua aceea. Dacă nu îndrăzneam să-mi fac datoria de teama a loviturilor sau a urletelor, N-ar fi însemnat să pierd mărturia? Ba da. Trebuia să fiu mărturie în continuare, indiferent cum mă oprima soțul. M-am dus în continuare la adunări și mi-am făcut datoria. Mm -hmm. Când ne confruntăm cu asta, trebuie să ne bazăm pe Dumnezeu și să-i citim cuvintele ca să avem credință și putere. Mm -hmm. Categoric. Da. Spre finalul lui 2012, oprimarea Bisericii lui Dumnezeu a tot puternic a devenit mai acerbă ce efectua pe scară largă represiuni și arestări. Într-o zi, la o adunare, am fost arestată alături de alți câțiva. M-au reținut 10 zile sub acuzația de perturbare a ordinii sociale. Hmm. Când m-am dus acasă, soțul meu era furios. Îți închipui? Șefii și colegii mei au întrebat cum ai fost arestată pentru credință. Nu mai poți ține capul sus acolo. E așa de umilitor. I-am spus Să ai credință e drept și firesc Să mergi la adunări și să răspundești Evanghelia e onorabil Partidul este cel rău Arestează și persecută creștini Adevărata cale e persecutată de mult Cei de pe calea asta sunt persecutați de forțele satanei Sfinții arestați de veacuri Fiindcă aduc mărturie pentru Dumnezeu Exact El a răspuns înfuriat Uite, să fie clar. Dacă promiți să nu mai crezi, o să avem o viață frumoasă. Dacă îți păstrezi credința, divorțăm. Nu o să stau în calea libertății tale de a alege. Amenințarea lui cu divorțul ca să mă facă să renunț la credință m-a enervat și m-a îngrozit. N-aș fi crezut că va arunca ani de căsnicie din cauza opresiunii Partidului Comunist. Dacă divorțam, asta urma să le facă rău copiilor în mod sigur. Nu voiam să divorțez, dar nu voiam să-L trădesc pe Dumnezeu și să-mi pierd șansa de a-L urma și de a fi mântuită. Nu știam cum să răzbesc prin situația asta. Am spus o rugăciune cerându-i lui Dumnezeu să mă îndrume. Mi-au venit în minte cuvintele Lui. Mm -hmm. În fiecare stadiu al lucrării făcute de Dumnezeu, în interiorul oamenilor, la exterior pare că sunt interacțiuni între oameni, ca și cum s-ar fi născut din aranjamente sau intervenții umane. În spatele scenei, totul e un pariu între satana și Dumnezeu și cere oamenilor să fie mărturie pentru Dumnezeu. Când Iov a fost încercat, satana a făcut un pariu cu Dumnezeu în spatele scenei. Ce i s-a întâmplat lui Iov? Au fost faptele și intervenția oamenilor. În spatele fiecărui pas al lucrării pe care Dumnezeu o face în voi, este pariul Satanei cu Dumnezeu. În spatele acestui tot e o luptă. Amin. Amin. Meditând la cuvintele lui Dumnezeu, am văzut că deși părea să fie o presiune a soțului meu, în spatele ei Satana se folosea de el ca să mă oprească, să mă oblige să-l trădesc pe Dumnezeu și să-mi pierd șansa la mântuire. Nu puteam lăsa îneltirea Satanei să învingă. vină. Mm -hmm. Cuvintele lui Dumnezeu ne permit să înțelegem trucurile Satanei. Mm -hmm. Corect. Soțul mi se împotriva doar fiindcă el credea zvonurile PCC. Dacă demascam minciunile PCC și căpăta discernământ, poate că înceta să mă oprime. Deci i-am spus, blasfemierea și defăimarea bisericii lui Dumnezeu Atotputernic sunt zvonuri născucite de partid. După toți anii ăștia ca reporter, nu știi tu cel mai bine adevărul despre știrile false ale partidului? Nu zici tu mereu că partidul nu poate fi crezut? Ce cunoscuți de-ai noștri care cred în Dumnezeu Atotputernic și-au abandonat familiile? Sunt în credința asta de mulți ani. N-am eu grijă oare de părinți și de copiii noștri? N-a avut cum să mă contrazică, așa că mi-a spus atât furios. Văd că ești neclintită. Bun, n-ai decât să crezi. Apoi a trântit ușa și a plecat. După aceea, spre uimirea mea, s-a dus la tribunal să ceară divorțul. Judecătorul ne-a spus să mergem la mediere. Apoi mi-a luat cardul de salarizare, cardurile bancare și nu mergea la serviciu ca să mă supravegheze, să nu pot ieși la adunări sau ca să-mi fac datoria. Într-o zi, șeful de post din satul natal a sunat și a zis că poliția notificase Comitetul Rural să se asigure că nu-mi urmez credința și să-i ceară soțului să mă supravegheze. Altfel, dacă eram arestată, urmau să fie implicați și ei. Auzind asta, soțul m-a luat la rost și mai tare. Odată eu și soacra mea aveam părtășie în liniște în dormitor, dar soțul meu a auzit. A dat buzna și a urlat. Tot mai crezi? Numai la tine te gândești. De mine sau de copii nici nu-ți pasă. Dacă o să fie arestată, o să fim implicați și noi. Zicând asta, m-a lovit. Copiii s-au speriat așa de tare că s-au ascuns în dormitoare, neîndrăznind să iasă. Iar soacra mea a plâns tristă. Am fost foarte indignată atunci. Doar din cauza credinței mele, pe ce ce îmi intimida familia să-mi stea în cale, înfricoșându-mi astfel soacra de 80 de ani, dar și pe copiii mei. O familie fericită a fost redusă la asta. Eram atât de tristă și abătută. Asta era în întregime opera partidului. Într-adevăr, soțul tot folosea credința mea ca pretext să caute ceartă într-una. Nu puteam să particip la adunări, puteam doar să citesc cuvintele lui Dumnezeu când nu era el acasă. Îmi lipseau mult zilele când mă puteam aduna cu frații și surorile și puteam face o datorie. Acum, casa mea devenise o temniță. Suportam răceala și perdafurile soțului zi de zi de două luni. Eram foarte nefericită și deprimată. Nu știam când se vor termina toate astea. În acel punct al suferinței m-am rugat. Dumnezeu, tot puternic, sunt foarte îndurerată și nefericită. Nu știu cum să răzbesc prin situația asta. Te rog, luminează-mă să pot înțelege voia ta. După rugăciune, am citit cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu a tot puternic spune, Vreme de mii de ani, acesta a fost pământul murdăriei. Este insuportabil de murdar. Suferința abundă. Stafiile gonesc năvalnic pretutindeni. Păcălind și înșelând, făcând acuzații nejustificate, fiind nemiloase și rele, călcând în picioare acest oraș al fantomelor și lăsându-l plin de cadavre. Duhoarea descompunerii acoperă pământul și umple aerul și este păzită cu strășnicie. Cine poate vedea lumea de dincolo de ceruri? Diavolul leagă strâns tot trupul omului. Îi voalează amândoi ochii și îi sigilează buzele. Regele diavolilor a fost turbat vreme de câteva mii de ani, chiar până astăzi, când încă mai veghează atent asupra orașului fantomelor, ca și cum ar fi un palat inexpugnabil al demonilor. Această haită de câini de pază între timp, se holbează cu ochi dușmănoși, temându-se profund că Dumnezeu îi va lua prin surprindere și îi va șterge de pe fața pământului, lăsându-i fără un loc al păcii și fericirii. Cum ar putea oamenii dintr-un asemenea oraș al fantomelor să-l fi văzut vreodată pe Dumnezeu? S-au bucurat ei vreodată de afecțiunea și frumusețea lui Dumnezeu? Ce apreciere au ei față de chestiunile lumii omenești? Câți dintre ei pot înțelege voia înflăcărată a lui Dumnezeu? Nu-i de mirare atunci că Dumnezeu întrupat rămâne complet ascuns într-o asemenea societate întunecată unde demonii sunt nemiloși și inumani cum ar putea regele diavolilor care ucide oameni fără să clipească să tolereze existența unui Dumnezeu care este încântător, bun și de asemenea sfânt cum ar putea el să aplaude și să aclame venirea lui Dumnezeu la cheii aceștia ei răsplătesc bunătatea cu ură. Au început de multă vreme să-l trateze pe Dumnezeu ca pe un dușman. Îl abuzează pe Dumnezeu. Sunt extrem de sălbatici, nu au nici cea mai mică considerație față de Dumnezeu. Pradă și jefuiesc. Și au pierdut tot cugetul și se împotrivesc întru totul conștiinței, și nu au nicio urmă de bunătate și îi ispitesc pe nevinovați spre nesăbuință. Strămoși ai celor din antichitate? Lideri iubiți? Cu toții i se opun lui Dumnezeu. Amestecul lor a lăsat totul sub ceruri într-o stare de întuneric și haos. Libertate religioasă, drepturile și interesele legitime ale cetățenilor, toate sunt trucuri pentru acoperirea păcatului. Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu mi-au arătat că Partidul Comunist e o întruchipare a satanei, un demon venit pe pământ. Lumii din afară îi zice că permite libertatea religioasă, dar în spatele declarațiilor îi se opune cu furie lui Dumnezeu. Într-adevăr. În zilele de pe urmă, Dumnezeu întrupat exprimă adevăruri pentru a mântui omenirea. Partidul se teme că dacă oamenii vor citi cuvintele lui Dumnezeu tot puternic, vor vedea adevărul și fața lui demonică, iar apoi îl vor respinge și abandona. Atunci ambiția lui sălbatică de a controla definitiv poporul va fi spulberată. De asta e atât de furios și îl urmărește pe Hristos, arestându-i în masă pe aleșii lui Dumnezeu. Născocește minciuni ca să învinuiască și să calomnieze biserica lui Dumnezeu puternic inducându-i în eroare pe mulți ca să nu îndrăznească să accepte adevărata cale. Numeroase familii creștine cred minciunile lor și persecută aleșii lui Dumnezeu alături de partid. La sfârșit, fiindcă ei s-au împotrivit lui Dumnezeu, vor merge și ei în iad. Da. Partidul comunist e atât de josnic și rău. Chiar e. Dacă n-am suferit o presiune asta, dacă n-ar fi cuvintele lui Dumnezeu care demască adevărata esență rea a partidului, am fi și noi înșelați de el. Mm, da. Gândindu-mă, înțelegeam tot mai mult că PCC e un demon care lurăște pe Dumnezeu și nimicește oamenii. E dușmanul lui înverșunat și am ajuns să-l urăsc din suflet. Am și jurat să resping partidul și să-l urmez pe Dumnezeu. Dumnezeu spune Pot să citesc eu? Sigur. Pasajul ăsta. Mm. Marele balaur roșu îl persecută pe Dumnezeu și este vrășmașul Lui. Așadar, în acest ținut, credincioșii sunt supuși umilinței și asupririi. Deoarece a demarat într-un ținut care se împotrivește Lui Dumnezeu, toată lucrarea Lui Dumnezeu întâmpină piedici formidabile. Iar îndeplinirea multora dintre cuvintele lui ia mult timp. Așadar, oamenii sunt rafinați ca rezultat al cuvintelor lui, ceea ce este și o parte a suferinței. E greu pentru Dumnezeu să-și facă lucrarea în țara Marelui Balau Roșu. Dar, prin asta, el face o etapă a lucrării sale. Dezvăluindu-și înțelepciunea și faptele minunate, și făcând complet acest grup de oameni. Mm. Amin. 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 Din cuvintele astea am aflat că, întrucât partidul lucrează contra lui Dumnezeu, cei care credem din China vom suferi inevitabil mari opresiuni și greutăți. Așa a poruncit Dumnezeu. Dumnezeu folosește aceste medii dificile pentru a ne desăvârși credința. Să-l putem discerne pe marele balau roșu, și să-l urâm, să-l disprețuim și să nu mai fim înșelați de el. Da. Eu însă n-am știut voia lui Dumnezeu. M-am plâns de suferințe trupești, n-am căutat adevărul. Și n-am tras învățăminte. Am fost foarte răzvrătită. Dumnezeu e suveran, dar îndură atâta durere și umilire doar pentru a mântui omenirea coruptă. El a devenit trup să ne vorbească și să lucreze îndurând urmărirea și persecuția a hainului Partid Comunist și condamnarea din partea lumii religioase. Dar Dumnezeu n-a renunțat deloc la mântuirea omenirii. A continuat să exprime adevăruri și să ne ude. Dumnezeu a îndurat toată umilirea și durerea asta de dragul mântuirii noastre. Exact. Acum că suferam puțin pentru că îl urmam și căutam mântuirea, îmi lipsea din inimă credința și ascultarea de Dumnezeu. Statura mea era așa de mică. În momentul ăla, m-am simțit vinovată și am hotărât că, indiferent cum mă va trata soțul, nu mă voi mai prăbuși sub slăbiciunile trupești, ci mă voi bizui pe Dumnezeu să rămân fermă, să nu fug și să nu cedez în fața satanei. După aceea, deși soțul mă oprima în continuare, eu m-am rugat lui Dumnezeu și n-am mai suferit așa de mult, mulțumită călăuzirii cuvintelor sale. Mm. Slavă Lui Dumnezeu! Dacă nu ai fi trecut prin asemenea oprimare și suferință, nu ai fi putut câștiga înțelegerea asta adevărată. Sigur că nu. Da. Să poți trage așa, e cu adevărat iubirea Lui Dumnezeu. Mm. Mm. Într-adevăr. Odată, aflând că îmbărtășisem Evanghelia unei foste colege, soțul m-a certat. Partidul zice că predicarea ta distruge familii. Te avertizez. Nu mai propovădui pe la colegele și prietenele tale. Că nu o să pot ieși în lume. Și l-a hulit pe Dumnezeu. Am fost indignată de ura lui față de Dumnezeu. Răspândim Evanghelia ca oamenii să aibă credință, să accepte mântuirea lui Dumnezeu. Însă partidul falsifică lucrurile. Ei născocesc tot felul de minciuni, spunând că destrămăm familii. Ce răutate și nerușinare! Chiar. De ani în șir, Partidul Comunist lucrează contra lui Dumnezeu, provocând arestarea și închiderea atâtor creștini. Mulți creștini au fugit de arest și nu se pot întoarce acasă. Atâtea familii au fost destrămate, părinți și copii despărțiți. Partidul e vinovatul în distrugerea tuturor acestor familii creștine. Mm văzându-mi soțul înșelat de minciunile partidului, plin de ură față de Dumnezeu și credincioși, mi-a amintit de cuvintele lui Dumnezeu. Oricine nu crede în Dumnezeul într-o pat, este demonic și mai mult va fi distrus. Cine este satana? Cine sunt demonii? Și cine sunt dușmanii lui Dumnezeu, dacă nu cei ce se împotrivesc și care nu cred în Dumnezeu? De ce un soț își iubește soția? De ce o soție își iubește soțul? De ce sunt copiii ascultători față de părinți? De ce părinții își adoră copiii? Ce gen de intenții nutresc, de fapt, oamenii? Oare intenția lor nu e de să satisface propriile planuri și dorințe egoiste? Amin. Amin. Dumnezeu mi-a arătat natura și esența sfidătoare de Dumnezeu a soțului meu. Aveam credință și răspândeam Evanghelia, deci el a folosit toate mijloacele să mă oprime și l-a blasfemiat pe Dumnezeu. La suprafață, părea că eu eram ținta, dar de fapt, el ura adevărul și pe Dumnezeu. Uh -huh. Înainte, nu văzusem esența soțului meu. Toată căsnicia noastră fusese atent cu mine și de acord cu mine în toate, așa că am crezut că era bun. Nu mi-închipuiam că, văzând că credința mea era oprimată și că îi va afecta reputația și viitorul, va deveni un alt om. A început să mă bată, folosea toate mijloacele să mă îndepărteze de credință. Era manifestarea unui demon. La început, mi-am făcut iluzii că doar era indus în eroare de minciunile partidului, și dacă dobânda discernământ în privința lor. Poate nu va fi atât de tiranic. Acum știam că mă înșelasem. Soțul meu era reporter, deci știa prea bine realitatea că partidul născocea știri false, dar totuși credea minciunile și îmi persecuta credința. În esență, el era un demon care lura pe Dumnezeu. Da. Am înțeles clar că înainte fusese bun cu mine, numai pentru a mă folosi ca să-i nasc copii și să am grijă de cei din familie. N-a fost deloc iubirea adevărată. Mi-a amintit de cuvintele lui Dumnezeu: Credincioșii și necredincioșii nu sunt compatibili, ci sunt opuși. Uh -huh. Eu eram o credincioasă, îl urmam pe Dumnezeu și eram pe calea cea dreaptă. Soțul meu urma partidul și era împotriva lui Dumnezeu. Noi nu mergeam pe aceeași cale. Trăiam împreună, fără să avem vreo legătură. Era dureros. Odată ce am înțeles asta, am renunțat la toate iluziile în privința lui. Mm. Văzând esența lui, n-avei să te mai simți constrânsă. Mm -hmm. Da. Învățăm prin experiență că în credință nu e ușor să înțelegi adevărul. Dacă nu îndurăm suferință, e chiar dificil să aflăm adevărul. Mm. Mm. Într-adevăr. Da. Posibilitatea de a citi cuvintele lui Dumnezeu mi era limitată și nu puteam merge la adunări, nici să fac îndatoriri. Eram cumplit de nefericită. În zilele acelea m-am rugat intens lui Dumnezeu să mi dea o scăpare. Într-o seară, soțul meu a zis, azi m-am dus la o ghicitoare să întreb despre carieră și când mi se va îmbunătăți situația. Pe negândit am spus, halal credincios mai ești, crezi în gunoiul ăla nociv? Am fost șocată când i s-a schimbat fața și m-a izbit cu pumnul în stomac. A urlat isterizat. Dacă insiști în credința ta, pleacă din casa asta. M-a durut atât de tare de parcă lovitura mi-ar fi dislocat organele. Zăceam pe podea, ținându-mă de stomac de durere. Mă gândeam că în casa aceea Soțul mă oprima zi de zi. Nu puteam să merg la adunări, ori să fac o datorie. Dacă asta continua, nu aveam cum să urmez adevărul și aveam să ajung distrusă. Devenea agresiv cu mine și amenința că mă dă afară. Nu puteam continua să îndur durerea, chinul acela. Atunci m-am hotărât să-l părăsesc, să mă eliberez din închisoarea aia de casă, să scap de viața aia de iad. Mhm. Uh -huh. În noaptea aceea, am zăcut pe pat plângând de supărare. Văzând casa pe care o construiserăm cu greu, căsnicia de peste 10 ani pe care să se prăbușească, o familie atât de minunată distrusă de Partidul Comunist, am fost copleșită de slăbiciune. Mai ales gândindu-mă la cum o vor duce copiii. Fica cea mare putea să aibă grijă de ea. Dar cea mică avea doar patru ani și probleme de sănătate. Îmi dădeam sufletul să o îngrijesc de ani întregi. N-a fost despărțită de mine niciodată. Soacra mea îmbătrânea și ea. Cine urma să aibă grijă de copii dacă noi divorțam? Gândul ăsta îmi strângea inima. M-am rugat lui Dumnezeu să mă lumineze și să mă ajute să înțeleg voia lui. M-am mm -hmm. gândit la niște cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu a tot puternic, spune. Dumnezeu a creat această lume și a adus în ea omul, o ființă vie căreia el i-a dăruit viață. Mai departe, omul a ajuns să aibă părinți și rude. Și nu a mai fost singur. Încă de când omul a zărit prima oară această lume materială, a fost menit să existe sub predestinarea lui Dumnezeu. Suflarea vieții de la Dumnezeu susține fiecare ființă vie în parte pe parcursul creșterii sale și până la maturitate. În acest proces, Nimeni nu simte că omul crește sub îngrijirea lui Dumnezeu. Mai degrabă, el consideră că omul face asta sub dragostea grijulie a părinților săi și că este propriul său instinct al vieții cel care îi dirigează creșterea. Acest lucru e cauzat de faptul că omul. Nu știe cine i-a dăruit viața sau de unde a venit aceasta, cu atât mai puțin felul în care instinctul vieții creează miracole. El știe doar că hrana este baza pe care viața sa continuă, că perseverența este sursa existenței sale și că acele credințe din mintea lui sunt capitalul de care depinde supraviețuirea lui. Cu privire la harul și aprovizionarea lui Dumnezeu, omul e total uituc, și astfel el își irosește viața oferită lui de Dumnezeu. Nimeni din această omenire, de care Dumnezeu are grijă zi și noapte, nu ia hotărârea de a-i se închina. Dumnezeu doar continuă, așa cum a plănuit, să lucreze asupra omului de la care el nu are nicio așteptare. El face acest lucru în speranța că într-o zi omul se va trezi din visul lui și va realiza brusc valoarea și semnificația vieții, prețul pe care Dumnezeu l-a plătit pentru tot ce i-a dat și bunăvoința sărguincioasă cu care Dumnezeu așteaptă ca omul să se reîntoarcă la el de ce nu îi încredințezi mâinilor mele? Nu ai suficientă credință în mine? Sau te temi cumva că voi face aranjamente nepotrivite pentru tine? De ce te îngrijorezi mereu de familia trupului tău? Mereu tânjești după cei dragi ție. Am eu un anumit loc în inima ta? Amin. Amin. Cuvintele lui Dumnezeu sunt foarte clare. Soarta noastră e în întregime în mâinile lui. Faptul că ne cresc bine, sănătoși copiii, nu e în controlul nostru ca părinți, ci toate sunt determinate de Dumnezeu. Categoric. Da. Cuvintele lui Dumnezeu mi-au arătat că El e izvorul vieții omenești, cel care conduce peste soarta noastră. Sănătatea mezinei mele cu ce se confruntă ea în viață și ce fel de soartă are, toate sunt predeterminate de El. Orice rânduiește Dumnezeu va fi cel mai bine și potrivit. Uh -huh. Credința mea în Dumnezeu era slabă. Credeam mereu că aveau nevoie copiii să fiu lângă ei, să am grijă să crească sănătoși. Nu îi puneam în mâinile Lui Dumnezeu. Eram arogantă și ignorantă. Ca mamă, dacă sunt lângă fica mea, tot ce pot face e să o hrănesc și să o apăr de frig, dar nu pot controla soarta ei. Acum, trebuia să mă supun în lui Dumnezeu și să o încredințez Lui, să-L urmez pe El, să răspândesc Evanghelia și să-mi fac datoria. Uh -huh. Înțelegerea voii lui Dumnezeu m-a eliberat enorm. Uh -huh. A doua zi, m-am ocupat cu soțul meu de procedurile de divorț. Când funcționarul a aflat că era din cauza credinței mele, m-a sfătuit. Fiind vorba de religie, odată ce semnați, pierdeți tot, soțul, copiii și casa. Gândiți-vă bine! Auzind asta, am simțit o reținere. Deși văzusem esența anti a soțului și voiam să-mi pun copiii în mâinile lui Dumnezeu, gândul că semnătura mea Va însemna că îmi pierd casa, copiii și tot? M-a făcut să ezit. Înțelegând că nu eram în stare adecvată, m-am rugat în gând, apoi am meditat la cuvintele lui Dumnezeu. Tu ești o ființă creată, ar trebui să-l slăbești pe Dumnezeu și să urmărești o viață plină de sens. Dacă nu îl slăbești, ci trăiești în trupul tău murdar, atunci nu ești doar o bestie cu chip de om? Deoarece ești o ființă omenească, ar trebui să te sacrifici pentru Dumnezeu și să înduri toate suferințele. Ar trebui să accepti cu bucurie și cu încredere suferința la care ești supus astăzi și să trăiești o viață plină de sens, ca Iov și ca Petru. Sunteți oameni care urmăriți calea cea dreaptă, aceia care își doresc o îmbunătățire. Sunteți cei care vă ridicați în națiunea Marelui Balau Roșu, cei pe care Dumnezeu îi numește drepți. Nu este aceasta viața cea mai plină de sens? Amin. Amin. Cuvintele lui m-au luminat imediat. E adevărat. Sunt o făptură creată și al venera pe Dumnezeu e datoria mea a renunța la tot pentru a-L urma pe Dumnezeu, a urma adevărul și viața, este calea cea dreaptă în viață. Asta e viața cea mai valoroasă și mai plină de sens. Într-adevăr. Dumnezeu s-a arătat și lucrează pentru a mântui omenirea, o șansă neprețuită. Să ai norocul de a accepta mântuirea lui Dumnezeu și de a dobândi hrana cuvintelor sale, e harul și mila lui Dumnezeu. Da. Acum, Lucrarea lui Dumnezeu e aproape de final. Ar trebui să las tot la o parte să mă sacrific și să împac datoria. Altfel, o să-mi pierd șansa la mântuire, ceea ce aș regreta toată viața. Mm. Soțul meu a fost de acord cu partidul, făcând totul ca să mă oprime, tratându-mă ca pe un dușman. Mă bătea la simpla rostire a cuvântului Dumnezeu. Cât am fost în casa aceea, n-am putut să citesc cuvintele Lui Dumnezeu, să merg la adunări sau să fac o datorie. Divorțul era pentru mine singura cale pentru a crede în Dumnezeu și a-L urma. N-aș fi o carcasă goală trăind în felul acela, aș ajunge în iad, fiind pedepsită alături de satana. Uh -huh. În fața acestor fapte, a fost cât se poate de clar că nu soțul și casa erau sprijinul meu, ele erau lanțurile folosite de satana pentru a mă răni și a mă distruge. Numai Dumnezeu e sprijinul meu și numai Dumnezeu e hrana pentru viața mea. Urmarea lui Dumnezeu și îndeplinirea datoriei de făptură creată e singura cale să fii mântuit de Dumnezeu, să ai o soartă și o destinație bună. Corect. M-am gândit la Petru, care s-a eliberat de constrângerile părinților pentru a câștiga credință și viață. A renunțat la tot pentru a-L urma pe Domnul Isus. Aveam nevoie să urmez exemplul Lui, să mă eliberez de lanțurile soțului și să-L urmez pe Dumnezeu atât puternic. Slavă, Slavă Lui Dumnezeu. Dumnezeu! Așa că am semnat actele de divorț fără ezitare. Uh -huh. Apoi, n-a fost așa de greu să crezi în Dumnezeu și să-ți faci datoria. Da. Când am ajuns acasă, fica cea mare a zis, «Mamă, credința în Dumnezeu e lucrul corect. Văzându-L pe tatii, tratându-te așa, nu am vrut să suferi în halul ăla. Eu susțin divorțul vostru. M-a încurajat mult să aud zicând asta. Când au aflat de divorț prietenele mele, aproape 20 au venit împreună, stăruind să renunț la credința mea. Le-am spus ferm și cu convingere: Credința în Dumnezeu e calea cea dreaptă. Eu m-am îngrijit mult de părinți și copii. Dar el a crezut minciunile partidului și a stat în calea credinței. M-a bătut, a urlat și m-a forțat să divorțez. Am trăit fără pic de integritate și demnitate. Însă nu am de ales. Partidul comunist e cel care ne-a distrus familia. N-au mai avut ce să răspundă. Uh -huh. Apoi am plecat de acasă și m-am alăturat celor care își făceau datoria. Am început să răspândesc Evanghelia... Să citesc zilnic cuvintele lui Dumnezeu și să mă bucur de hrana cuvintelor lui. M-am simțit împăcată. După ce am fost persecutată de partid și oprimată de soț, am văzut fața partidului cum îl urăște pe Dumnezeu și distruge oamenii. El chiar este într-o satanei și dușmanului Dumnezeu. L-am disprețuit și l-am respins din toată inima. În plus, am putut să discern adevărata esență anti-Dumnezeu a soțului meu și am scăpat din temnița acelei case. Toate au fost mântuirea lui Dumnezeu. Da, slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu! Slavă lui Dumnezeu.